Astăzi vreau să discutăm despre capcane financiare. Sunt foarte mulți oameni care câștigă bani frumoși, dar sunt extrem de expuși unor vulnerabilități financiare. Lucruri pe care le-am mai discutat noi așa indirect prin alte episoade. Sunt oameni care, de fapt, sunt mulți oameni care cumva din cauza lăcomiei, respectiv din cauza faptului că se grăbesc să crească brusc, oameni care de altfel au mai și comentat pe aici pe canal că, domne, cum să bagi 100.000 de euro în nu știu ce ca să faci 800.000 de euro pe lună? E, genul ăla de oameni. Aia sunt genul de oameni care vor să investească 100.000 în ceva riscant să facă 15.000 pe lună. Asta e o capcană financiară. Capcana numărul 1, să te grăbești să crești. Ignorând situația actuală sau, mă rog, contextul economic la momentul în care vrei să te grăbești să crești. Asta este o capcană mare financiară. O altă capcană financiară este aceea că într-o familie există soț, soție, doi copii, dau un exemplu, plus probabil un părinte bolnav, adică un bunic, cum ar veni, al copilor, care e bolnav, sau o rudă care necesită atenție că e bolnavă și poate n-are bani. Și de multe ori, o familie din asta în care există bani, familia asta cumva are un singur membru care produce mulți bani. Și se întâmplă să am norocul să dau de genul ăsta de cazuri. De oameni care câștigă 16.000 de dolari, lucrează în domeniul naval, pe mare, da? Că e capitan, că e inginer mecanic, se câștigă bani frumoși și familia stă acasă, are credit, are rate. Da, să nu credeți că oamenii care câștigă 15.000 de euro pe lună n-au rate, nu. Au 15.000 de euro pe lună, dar n-au răbdarea necesară să economisească sau să investească 1, 2, 3 ani ca să-și cumpere la un nivel modest ceea ce își doresc. Nu, pentru că câștig 15.000 pe lună, mă duc să-mi iau mașină nouă rate 2.000 de euro, mă duc să-mi iau casă șmecher rate 3.000 de euro pe lună, plus vacanțe, plus multe altele și la sfârșitul lui nu mai am niciun ban. Deci, deși câștigăm mulți bani, nu înseamnă că sunt educați financiar. Am subliniat de multe ori acest lucru. Ei bine, vulnerabilitatea în această situație, este că dacă o familie are un singur membru, respectiv o singură sursă mare de venit, prin care își finanțează stilul de viață, dacă cumva membrul ăla din familie se îmbolnăvește, decedează, are loc un accident, eu știu, restul familiei suferă. Pentru că ei nu-și pun în față ce s-ar întâmpla dacă se întâmplă o nenorocire. Și credeți-mă, sunt foarte mulți oameni în situația asta care au o sursă mare de venit, de care depinde toată familia, și restul lucrurilor pe care ei le au sunt finanțate doar de acea sursă de venit, sunt susținute doar de acea sursă. În momentul în care sursa aia dispare, bau, sapă de lemn, ajunge în stradă. Chestia asta pe mine mă macină în ideea în care, nu știu, nimeni nu-și pune întrebarea, bă, dar dacă ăsta pățește ceva, noi ce facem? Adică nicio investiție, nicio plasă de siguranță, nicio variantă de urgență, nimic. Deci mulți sunt în această situație. O altă capcană financiară, bineînțeles, despre care am mai discutat, îți tot mărești veniturile, dar nu ții pasul, măritul veniturilor nu țin pasul cu mărirea cheltuielilor. Câștig 2.000 de lei pe lună, 3.000 de lei pe lună, bun. De mâine câștig 5.000 de lei pe lună, am o mărire, bun. Îmi iau altă mașină, îmi iau altă vacanță, îmi iau alte haine, îmi schimb telefon. Ajung la aceeași situație. Am stilul de viață puțin mai bun, dar tot rămân fără bani la sfârșit de lună. Crez la 8.000 de lei, iar îmi schimb mașina, iar îmi schimb hainele, iar îmi schimb ceva. Din nou, măresc veniturile, la sfârșitul lunii nu mai am niciun ban. Așa cum spune Robert Kiyosaki și cum spuneau mulți alți investitori, specialiști economici, nu contează câți bani faci, contează câți bani păstrezi, respectiv câți bani investești.
că dacă păstrezi banii din sistemul actual fiat, care au o depreciere constantă și sigură, la sfârșitul zilei nu te alegi cu mare lucru. Deci, cine avea 100.000 de dolari în 1980, dau un exemplu, putea să-și cumpere două case. Astăzi, cu 100.000 de dolari, după 40 de ani, în SUA nu-ți mai cumperi nici un sfert dintr-o casă. Poate ceva super mega mic, super izolat, într-o zonă foarte ieftină. Deci, banii au o traiectorie constantă de depreciere și credeți-mă, o să vedem peste 15 ani prețuri în România la imobiliare cum sunt acum în afară. O să vezi și în România apartament două camere în București, în zona de lux, la 1.000.000 de euro peste 10-15 ani, când banii se vor mai deprecia. Lumea nu rezonează cu treaba asta, asta e o capcană de percepție financiară, aș putea să spun. Lumea nu percepe valoarea unui bun, lumea percepe doar efectiv ce scrie pe acele bancnote, ce scrie, câți bani ai, gata, câți bani am, prețul, mamă, cât a crescut. A crescut prețul, dar nu și valoarea. E o mare diferență. Deci, sunt foarte, foarte, foarte multe capcane financiare care, nu știu, sunt cumva în subconștientul banilor, în subconștientul nostru. Deci, sunt capcane pe care mulți nu le observă și sunt extrem de vulnerabili. Nu păstrează bani, nu economisesc bani, nu investesc, depind de o singură sursă de venit, o familie numeroasă depinde de o singură sursă mare de venit și am văzut iară tentația cumva, dacă eu câștig 15.000 de euro pe lună, dau un exemplu, sau 5.000 de euro pe lună, sunt foarte multe cazuri în România deja care au în casă venituri de peste 5.000 de euro. Foarte mulți chiar. Și e tentația să zici, bă, dacă eu câștig atâta, tu poți să stai acasă. Sau nu te mai stresa că aduc eu bani în casă. Sau să le dai copiilor tot ceea ce își doresc. Asta e altă capcană, o mare prostie, să dai copiilor tot ceea ce își doresc, să îi răsfeți, pentru că tu când vei dispărea, nu ești pregătit pentru viață. Aceste capcane financiare au puterea să te ducă de la o viață modestă, de la o viață poate chiar de lux, la un nivel aproape de zero. Asta este capcana supremă. Să cazi de aici, să cazi unde nici nu te aștepți. De ce? Pentru că ai ignorat niște semne, niște principii financiare, ai trăit clipa. Deci asta cu trăitul clipei este una dintre cele mai mari capcane financiare. Trăiesc clipa, văd eu ce fac mâine. Din nefericire, așa trăiesc majoritatea, nu doar în România, la nivel mondial. Și este o mare greșeală, unul care este educat financiar puternic devorează acești needucați financiar ca o hienă. Îi halește, devii. Și din păcate businessul în general este foarte agresiv și foarte nemilos cu cei care îl ignoră și nu îl înțeleg. Cum să zic businessul? Niște principii. Niște principii care nu sunt greu de aplicat, nu sunt greu de înțeles, trebuie doar să vrei să înveți să îți fie puțin bine. Am creat și un curs care se numește Mindset, pe care poți să-l cumperi cu 29 de dolari, în care încerc într-o oră de informații, ai o oră de content cu informații comprimate, care eu zic că te vor ajuta să îți schimbi puțin modul în care gândești, într-un mod pozitiv, evident. Aveți link în descriere și sunt foarte curios să aflu ce alte capcane financiare credeți voi că mai există. Sunt foarte multe, chiar și în zilele astea în care avem inflații, război, dobânzi mari, prețuri mari la energie, tot văd oameni care ignoră aceste lucruri și își continuă viața lor într-o capcană financiară. Sunt foarte curios voi care credeți că ar fi alte capcane financiare. Ne vedem în următoarele episoade.